O artistă a făcut atmosferă în fața unui public inexistent la un târg de Crăciun. După ce în mai multe orașe din țară, concertele la târgurile de Crăciun au fost anulate din cauza vremii mai puțin prietenoase, la Calafat autoritățile nu au fost la fel de inspirate. Concertul de la târgul de Crăciun s-a ținut oricum, publicul a lipsit cu desăvârșire, însă artista care a urcat pe scenă s-a făcut că nu vede. Haideți băieți să aplaudăm, bine Calafat, hai Calafat, foarte bine, haideți să aplaudăm mai tare, îndemna cântăreața pe cei doi bărbați care stăteau în fața scenei. Artista își îndemna publicul inexistent să aplaude și să ridice mâinile în aer. Concert fără spectator la târgul de Crăciun din Calafat, ca un fel de stand-up comedy, plină de energie când cântăreața a încercat să atragă oameni în fața scenei, mulți dintre cei aflați în trecere, zgribuliți, nu s-au oprit să cânte, să aplaude sau să danseze, ci să filmeze momentul ironic. Artista a continuat să-și joace rolul minute în șir, până când și ultimii spectatori de ocazie au plecat spre case, după ce au terminat de făcut clipurile. Comentariile internauților nu au întârziat să apară, cei mai mulți răspunzând imaginilor cu o ironie și un sarcasm ieșit din comun. Aș fi mers și eu dacă nu era așa plin. Publicul e în delir. Bă, frate, am fost la un concert în nebunie. Eu când eram mică și făceam spectacole la bloc, ea zicea preventiv în caz că vine lume. Ai n-ai mingea, dă-i la poartă. Legenda spune că și acum mai cântă. E, gestul contează. Sunt doar câteva dintre comentariile savuroase ale internauților, relatează știri de cluj.ro.